Bun găsit și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, astrolog Alexandra Coman. Fie că ești în trecere, fie că îmi urmărești activitatea în mod constant, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență și să-ți spun că mă simt onorată că faci acest lucru. Filmările de pe YouTube sunt doar o mică parte din activitatea pe care o desfășor. Există horoscopul ultra-detaliat al lunii, există webinarii, există agenda astrologică a anului și toate acestea le poți găsi pe bilete.ro sau dacă îmi scrii pe adresa contactaron@alexandracoman.ro. Achiziționându-le, îmi susții activitatea și îmi facilitez posibilitatea să filmez în continuare gratuit aici pe YouTube. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență și te invit în continuare să urmărești această filmare. Să ai o zi cât mai frumoasă! Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de sâmbătă, 30 aprilie, este lună nouă, așa încât bine ați venit schimbărilor, bineînțeles schimbări pozitive și vă recomand să urmăriți și filmarea în care vorbesc, evident, despre luna nouă, ce aduce ea. Vă reamintesc că a apărut horoscopul ultra detaliat al lunii mai pe bilete.ro sau ne puteți scrie pentru a-l achiziționa direct de la noi pe adresa contactaron@alexandracoman.ro și să vedem în continuare ce se întâmplă pe cer astăzi. Ce vă recomand? Puneți-vă o intenție. Dar stabiliți-vă o intenție curajoasă, stabiliți-vă o intenție în care să realizați ceva mare, ceva de anvergură și v-aș putea direcționa. Funcționează foarte bine intențiile materiale, de genul să-mi iau o casă, să-mi iau o mașină, să-mi iau un pământ, să rezolv ceva legat de o casă, să o vând, să o cumpăr. Deci ceva material, nu-i numai despre casă, dar gândește-te în zona materială pentru că această lună nouă de pe 30 aprilie ne susține foarte mult pe semnul Taurului și Taurul este despre stabilitate în lumea materială. Și hai să-i dăm drumul poveștii noastre de astăzi. Începem cu... Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi discuțiile sunt foarte bune cu bărbații, indiferent dacă ești femeie sau bărbat cu marcajul pe berbec. Interacțiunea cu bărbații este mai mult decât profitabilă și îți poate aduce niște rezultate foarte bune în planificarea unui proiect de grup. Chiar dacă este sâmbătă, nu înseamnă că nu trebuie să-ți faci proiecte, nu-i așa? Deci, țin-o tot înainte, discută cu bărbații, ei sunt soluția. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. La mulți ani dacă îți celebrezi ziua de naștere. Astăzi este o zi importantă pentru cei născuți pe 30 aprilie, pentru că este și această lună nouă. Nu uita să-ți pui intenții, nu uita că în agenda anului 2022, la sfârșitul agendei, PDF sau imprimată, varianta imprimantă, nu contează, tot acolo la sfârșit găsești calculul anului personal, fă-l dacă vrei să știi ce ți aduce anul 2022, dacă te-ai născut astăzi 30 aprilie. Și este despre o zi în care adevărul iese la lumină. Chiar dacă s-ar putea să nu-ți convină foarte mult ce vei auzi din partea celorlalți sau ce se dezvăluie, totuși privește partea bună a lucrurilor, în sensul că odată ce afli ceva ce te interesează, vei ști să adopți strategia necesară să pui în practică intenția ta sau să rezolvi problema cu care te confrunți. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemeni. Astăzi o zi în care discuți cu prietenii, interacționezi cu cei din jurul tău, discuțiile sunt productive și îți aduc niște răspunsuri la întrebări pe care le aveai. Un prieten care se pricepe la finanțe sau la zona legislativă o să-ți dea niște sfaturi pertinente cum să rezolvi
o situație care în acest moment ți se pare că s-a blocat sau că a ajuns într-un punct mort. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. O zi foarte bună pentru stabilirea proiectelor de viitor. Ai multă stabilitate emoțională. După câteva zile în care a fost sus, jos, sus, jos tot în viața ta, acum ai ocazia să găsești echilibrul pe care îl căutai de multă vreme. Este o zi în care te bucuri de sprijinul și susținerea celor din jurul tău. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi încearcă să te lupți cu rezistența la schimbare. Până la urmă ești un marcaj de foc, iar focul adoră lucrurile noi, adoră situațiile noi și provocările pe măsură. Nu te mai agăța de trecut, lasă-l acolo să fie, învață din el, dar tu mergi mai departe. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Hai, mai respiră puțin, mai fă-ți niște planuri, mai pune-ți ordine în idei, pentru că acușica vine Mercur în retrogradare, luna mai în semnul gemenilor și bineînțeles că te influențează mult. Despre asta am vorbit mai pe larg la horoscopul ultra detaliat al lunii. Dar acum e timpul să-ți mai faci niște planuri, să-ți mai așezi puțin agenda săptămânii viitoare. Ești foarte bună astăzi pe organizare, strategizare și curățenie. Deci dacă vrei să dai o raită prin dulapuri și să te debarasezi de lucrurile de care nu mai ai nevoie, acum este momentul să o faci. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi, cumva, ți-e frică să încerci lucruri noi, mai ales dacă e vorba de iubire. Ai niște îndoieli, poate devină-i și trecutul și traumele aferente trecutului tău. Dar știi cum este? Pupăm și niște broaște până ajungem la prinț sau la prințesă. Și astăzi este despre a-ți demonstra ție că poți lăsa în urmă trecutul și te poți duce mai departe spre viitor. Ai curajul să faci schimbări și ți-aș recomanda, pentru că este lună nouă astăzi și avem marcaj pe Taur. Taurul și Balanța sunt guvernate de aceeași planetă, Venus. Ce-ar fi să onorezi stabilitatea care va veni în viața ta, în viitorul apropiat, prin a-ți cumpăra ceva pentru tine. Dar nu ceva care îl arunci într-un sertar, ci cumpără o piesă de vestimentație, un obiect decorativ pe care să-l vezi des. El să-ți amintească de legătura ta cu schimbarea și cu lăsarea trecutului în urmă. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi este despre împărtășirea unor hobby-uri comune cu prietenii. Fie ieșiți la iarbă verde, fie vă duceți în hiking, fie vă duceți pe, nu știu, pe dealuri și pe câmpuri sau la mare. Este o zi în care prietenii sunt aproape, prietenii sunt în preajmă și tot acești prieteni vin să te susțină să încerci o activitate nouă care apoi se poate transforma într-o pasiune. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului încearcă să nu mai manifeste atâta posesivitate în raport cu cei din jurul tău. Oamenii au voie să-și exprime punctul de vedere, oamenii au dreptul să se manifeste liber, iar faptul că tu încerci să pui presiune și să le schimbi ideile nu va aduce la niciun rezultat, pentru că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Așa încât pregătește-te să fii mai flexibil, dă-ți voie să accepti diversitatea și vei avea o zi superbă.
Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Încă continuă presiunea într-o relație, într-o asociere sau un parteneriat, dar să știi că începe să se facă loc și la negociere. Deci vei putea în sfârșit, începând de astăzi, să găsești o soluție, să dai dovadă de mai multă raționalitate în tot ceea ce faci și spui și vei vedea că și ceilalți sunt dispuși să mai lași și de la ei. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Ce spui despre o oportunitate apărută pe neașteptate de a călători, de a vă achiziționa un bilet de călătorie la un preț redus, de a vă achiziționa un produs pe care îl căutați de mult timp la o reducere? O zi bună pentru cumpărături, pentru vărsătorii care sunt interesați de acest sport. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi este despre a-ți lărgi sfera informațională. Poate participi la un curs, un webinar, citești o carte interesantă, te uiți la un documentar. Este o zi în care peștii și marcajele pe pești află lucruri care le vor dezvolta foarte mult sau vor contribui la lărgirea orizontului informației. Dragii mei, să aveți o zi superbă, să vă fie de folos informațiile date aici. Dacă vă place ce se întâmplă pe canalul acesta, nu uitați să apăsați butonul like, share și subscribe pentru a fi notificați ori de câte ori apare o nouă postare. Și dacă vrei să știi tot timpul când apare ceva, lângă subscribe sau lângă cuvântul abonează-te în limba română, există și clopoțelul și trebuie să dai click pe acel clopoțel astfel încât să fii notificat continuu când apare o nouă postare. Pe curând tuturor! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează. În acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra-detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să... ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe asta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm. Clic pe fiecare dintre linkuri pentru a vă putea printa biletele virtuale.
Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la, la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu, cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!